Bună ziua, sunt Gina Bradea, autoarea blogului culinar Poftă Bună cu Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea din Italia. Vom găti astăzi împreună sarmale în frunză de viță. Ce facem? Mai întâi pregătim umplutura, așa cum se face la mine în Moldova. Avem aici carne de porc și vită tocate împreună. Am tocat pulpă de vită și burtă sau fleică de porc. Fleica de porc este dulce. Folosim ceapă, țelină rădăcină, morcov, mărar și pătrunjel verde tăiate, bulion, orez, frunză de dafin, sare, cimbru, iar aici avem un amestec de condimente. Piper negru și ardei iute măcinate împreună, plus puțin elibahar, puțin chimen și câteva boabe de coriandru. Toate acestea le-am măcinat împreună aici. Fiind proaspăt măcinate, condimentele au un gust mult mai puternic. Dăm formă cilindrică la compoziție, apoi începem să răsucim sarmalele. Vedeți cum fac? Se dă forma cilindrică și apoi răsucim. Netezim, cu degetul băgăm ușor, fără să rupem frunza, fără să presăm foarte tare, dăm formă de cilindru. Mergem pe partea cealaltă și iarăși dăm formă de cilindru. Uitați-vă la sărmăluța noastră. Facem mai departe sărmăluțe. Dăm formă cilindrică, să ne fie ușor să modelăm sărmăluța. Răsucim. Băgăm capetele înăuntru, așezăm și întotdeauna se pune cu partea aceasta în jos. Gata, avem sarmale. Thank you.
turnăm suc de roșii. Punem deasupra o farfurioară ca să stea acoperit. Și mai adăugăm apă. E perfect. Mișcăm puțin vara ca să fim siguri că a intrat apa peste tot. E perfect. Punem capacul și oala noastră merge la cuptor pentru 3 ore. Așa arată sarmalele după ce le-am lăsat peste noapte în cuptor. Haideți să vedem cum sunt. Scoatem frunzele care au fost deasupra. Și acum le scoatem cu un clește de argint pentru că merită așa bunătate. Uitați-vă cum arată. Arată și în secțiuni. Ce fragede sunt! Cât de moale e frunza de vie! Așa arată și în secțiune adevăratele sârmăluțe moldovenești. Cât sunt de fragede. Și nu au deloc orez mult. Poftă bună!